Bun, Dan Bâra alături de noi. Iată, în direct, handbal, desigur, rezultat de egalitate între Danemarca și Rusia, care pe undeva sigur ne priește. România a bătut Cehia astăzi. Dori a ratat penalti pentru OM în momentul de față. 2-3 în momentul ăsta. 3-2 pentru OM la penaltiuri, deci situație complicată în optimile de final ale Cupei Ligii. Marcase în primele 3 penalti, practic urmărim în direct pentru o premieră și pentru emisiunea noastră. Iată să prinde un meci al lui OM la 11 metri, un meci eliminatoriu în Cupa Ligii. Everton a învins pe Arsenal în Premier League. Cred că aveți niște Da, într-adevăr subiecte. O înfrângere surprinzătoare pentru Arsenal, dar în primul rând victoria fetelor astăzi cu Cehia, o victorie foarte muncită, o victorie foarte grea, obținută cu mari emoții în ultimul minut de joc. Ceva ce le-au avut chiar o recuperare, puteau să egaleze. Din fericire am reușit și noi la rândul nostru să recuperăm balonul și să marcăm. Am câștigat la 2 goluri. Astăzi, într-o zi în care toate celelalte echipe s-au luptat din răsputeri, Norvegia a bătut și ea. Danemarca, iată, a remizat cu Rusia, ceea ce e foarte bine pentru noi și acum ne putem califica și cu un egal în ultima partidă, cea de mâine cu Danemarca. Ambele formații însă, atenție, obosite. Atât România cât și Danemarca, ale noastre chiar s-au plâns de oboseală, pentru că, într-adevăr, programul a fost foarte greu, iar acum se joacă la o singură zi distanță. Asta e un lucru destul de complicat și pentru noi și pentru ele. Și încă un lucru, Cristina Neagu, golgheterul turneului, golgheterul autoritar al turneului până în acest moment, are șansa de a deveni golgheterul all-time al campionatului european. 15 goluri mai lipsesc pentru a deveni cea mai bună marcatoare din istoria campionatelor europene. Bine, Dane, vorbim mâine, am pierdut la 11 metri, deci s-a calificat Sochaux. Pe mâine! Bună seara, prieteni! Seara de excepție pentru handbalul românesc, care este extrem de aproape de calificarea în semifinalele campionatului european de handbal feminin. Asta după ce tricolorile au reușit să depășească Cehia la 2 goluri diferență și sperăm noi să reușească să se impună și în fața Danemarcei în partida programată mâine. E bine, cu Danemarca ne-am întâlnit la Olimpiadă și le-am bătut atunci la parcă 5-7 goluri diferență. A fost un meci foarte bun al fetelor noastre. 32-25 a fost în preliminariile Olimpiadei, în turneul de calificare, și de asemenea la campionatul mondial din 2015 România a câștigat în prelungiri 31-30 contra Danemarcei. Așadar avem un moral bun înaintea acestei partide. Chiar am făcut un turneu bun și o avem pe Cristina Neagu în echipa noastră, un fel de Messi al handbalului, din fericire, în echipa noastră. Sperăm ca lucrurile să fie încă o dată să ne bucure încă o dată fetele și să ajungem în semifinale și acolo doar 2 meciuri mai sunt până la trofeu. E bine, cotele încă n-au apărut pentru că meciul Danemarca-Rusia s-a terminat de puțină vreme și casele de pariuri încă n-au avut timp să ofere cote la pariuri, însă sunt convins că România va câștiga acest meci. Cred că o să aibă o cotă undeva la 1.40, poate chiar mai bun. Vă sfătuiesc să luați această cotă, pentru că îmi imaginez eu România se va califica și va câștiga evident această partidă. Vom vorbi, prieteni, și despre meciurile care urmează în fotbal, mai ales pentru că mâine e o zi, din fericire, cu mult fotbal. Avem, în afară de Cupa României, acolo unde avem Mioveni-Steaua, avem și meciuri în Premier League. Și vom vorbi despre toate astea împreună cu colegul meu, Sabin Pârvan. Salut, Sabin! Salut, Dane, salut, pariori! Așadar, prieteni, avem pentru început, vrem nu vrem, Steaua. Steaua joacă cu Mioveni. Dacă am fi avut cote la România-Danemarca, am fi început cu acest meci, însă meciul zilei Unibet este Mioveni-Steaua. Iată, avem cotele pe micul ecran. Victoria celor de la Mioveni are cota 7.50, rezultatul de egalitate 4.40, iar victoria Stelei o cotă de 1.40. Un lucru de menționat aici, cele două s-au întâlnit în urmă cu 8 zile, într-un meci amical, câștigat, de cine credeți, de CS Mioveni, pardon, 1-0. Ce zici, Sabin? Da, meciul vine într-un moment destul de ciudat și dificil pentru Steaua. Pe de o parte,
echipa lui Regecamp vine după 5 meciuri de campionat în care a câștigat doar o singură dată, a căzut pe 3 în campionat, un campionat condus acum de Viitorul, iar pe de altă parte este această veste de ultim moment, de înființare a unei alte echipe, Steaua, cu Marius Plăcătuș și, știu, alți tenisti din generația, din acea generație formidabilă la conducerea echipei. E vorba de echipa CSEA-ului, Clubul Sportiv al Armatei, care e, să spunem, continuatorul, mă rog, această echipă este continuatoarea acelei formații. Da, se consideră continuatoarea firească, dar mai mult până departe, pentru că deocamdată nu se știu foarte multe detalii legate de cupele și trofeele câștigate de Steaua de-a lungul timpului, în sfârșit. Acum, legea se pare că este de partea CSEA-ului, însă cred eu că Stelei lui Becali se face o mare nedreptate, pentru că adevărata continuatoare a acelei formații este, evident, Steaua, aceea din zilele noastre. Da, ea a jucat, Becali a ținut acea echipă pe linia de plutire, altfel, acea echipă a dispărut, să fim serioși, nu? Știe toată lumea că acea echipă nu mai există. Dar Becali a ținut acel nume pe scena fotbalului și, iată, a ajuns până ziua de astăzi, să nu uităm, ne-a oferit multe bucurii în trecut, o semifinală de Cupa UEFA și lucrurile astea nu pot fi trecute ușor cu vedere. Acum, legea e lege și probabil o să-i se ia o parte din lucrurile astea lui Becali. Da, să vedem, că și CSEA-ul are mult de muncă până să ajungă măcar pe prima scenă, dacă nu la performanțele Stelei lui Becali. Oricum, Mioveni, Steaua, hai să vedem cotele, să avem peste 2,5 goluri. Ok, eu avem o cotă de 1,66 la peste 2,5 goluri. Să nu uităm că la Foresta, în faza anterioară a Cupei României, Steaua a câștigat cu 2-1, deci ai un pariu care a fost câștigător. 2 cu handicap asiatic minus 1,5, deci victoria Stelei la cel puțin 2 goluri diferență, cota 2,16, 2 pauză, 2 final. O cotă de 1,97 la acesta, pauză și a gândit marcat golul victoriei imediat după, în primele minute ale reprizei secunde. Ne gândim că Regecamp își dorește de la acest meci succesul care să-i asigure un moral bun pentru următoarele două partide, ultimele două din acest sezon, cu Timișoara în campionat și, bineînțeles, cu Dinamo în Cupa Ligii, în semifinale. Pronosticul nostru este 2 la o cotă de 1,40. Așa este. Ce se întâmplă? Acel amical despre care vă povesteam, cel din urmă cu 8 zile dintre Mioveni și Steaua, a fost totuși un amical, chiar dacă câștigat de Mioveni, a fost un amical oarecum de o natură mai specială. În ideea că, da, un amical cât se poate de amical, pentru că Steaua a jucat cu multe rezerve, iar Tudorie, spre exemplu, atacantul Stelei, a jucat fundaș central. Deci vă imaginați că nu se poate lua totuși ca punct de reper acel rezultat. Ce ar mai fi de spus aici? Steaua a avut multe ocazii în amicalul cu Mioveni, putea să câștige, chiar portarul advers a făcut minuni. Mă gândesc acum, în foame de rezultate, cu adevărat în foame de rezultate, și să ne gândim în felul următor. Steaua tocmai a fost eliminată dintr-o competiție din Europa League. Mâine mai poate fi eliminată dintr-o competiție, iar peste câteva zile, la meciul cu Dinamo, din Cupa Ligii, are iarăși mari șanse să facă pași spre a fi eliminată dintr-o a treia competiție. Din fericire, nu poate fi eliminată din Liga 1. Acolo, orice ar face, nu poate fi eliminată, dar cred eu că e momentul ca să profite de întâlnirea asta cu Mioveni și să o câștige. Ar fi un lucru decent. Mioveni locul 6 în Liga 2, nu-i vreo super formație. A trecut până acum de CSP Ulești, a bătut-o cu 2-0 pe CSP Ulești, așadar o victorie destul de lejeră, și de asemenea cu 3-1 pe Olimpia Satu-Mare. Olimpia Satu-Mare care, dacă nu mă înșel, a bătut etapa asta pe teren propriu, în campionat, pe Mioveni. Să vedem. Steaua și are o victorie până acum, a ajuns în această fază, câștigând contra Forestei Suceava 2-1, așa cum spunea și Sabin. Cam atât despre această super partidă, super derby. Cred că e timpul să mergem într-un campionat ceva mai serios. Un campionat care ne-a oferit astăzi Everton Arsenal 2-1. Așadar, mergem în Premier League, prieteni. Iată că Arsenal a pierdut, prieten, la Everton, și sunt convins că dacă noi n-am fi avut pe biletul zilei X2 și 2+,
Arsenal terminat 4-1 pentru Arsenal. Ceva de genul, măcar 1-0, dar se ieșea, știi? Însă, odată ce am pus noi pe biletul zilei un meci de ăsta super clar, super limpede, lucrurile se schimbă. Arsenal a condus cu 1-0 încă din minutul 20, era timp suficient să facă orice. În minutul 86 a venit neplăcerea, să spunem așa. Da, și minutul 93, Arsenal a ratat două ocazii imense. Portarul lui Everton deja era în altă parte, dar au fost luați la țintă fundașii adversi. Uite, dacă îmi permiți, Dane, au apărut cotele la Danemarca-România. A, ura, ce bine! Îți răspund pe scurt. Bookmakerii anticipează un meci foarte, foarte echilibrat. România e favorită, dar cu o cotă de 2,05, cam pe aici. Ne-mai pomeniți. Danezele au o cotă de 2,34, e cea mai mare cotă pe care o văd în momentul ăsta. Le-am bătut ultimele două meciuri, avem un moral excelent, le-am bătut chiar anul ăsta la scor, cred eu că o să le batem și mâine, avem o echipă cu adevărat bună. Hai să ne întoarcem la Premier League-ul nostru de toate zilele. Middlesbrough-Liverpool, peste 9,5 cornere, meci, o cotă de 1,53. Aici vorbim de echipa care a marcat cele mai puține goluri în acest sezon de Premier League. Așa-i? Da, Boro are până în acest moment doar 13 reușite, 14 mai au Hull și Sunderland, în ultimele două clasate. Despre Liverpool am citit astăzi o avancronică sau o analiză făcută de Thierry Henry referitor la șanse, la echipele cotate cu șanse la titlu în Premier League, iar fostul mare atacant francez, fost la Arsenal, avea un sfat pentru Jurgen Klopp: învață să omori fotbalul, pentru că Liverpool a reușit reprize foarte, foarte bune, cum a fost cea de la Bournemouth din urmă cu două runde. Și apoi a pierdut avantajul. Și apoi a pierdut, da. Deci Liverpool nu știe să se mai oprească. E un fel de, bine, păsând proporțiile, un fel de sportul studențesc sub comanda lui Ioan Andonele acum foarte mulți ani. Inclusiv partida asta cu West Ham 2-2 în ultima etapă. Exact. Iată, Liverpool se tot păcălește, dar încă nu e departe de Chelsea, doar la 6 puncte de Chelsea. Ceva probleme defensive, dar așa cum vă spuneam, întâlnește formația cu cel mai slab atac din campionat. Cred eu că Liverpool va câștiga la limită, dar avem alte două punturi, peste 9,5 cornere meci. Și 2 solis, scuză-mă. Și 2 solis. Corect. Dacă permiți, Dane, eu nu cred că Liverpool are probleme defensive sau nu sunt probleme defensive în sensul absenței jucătorilor. Sunt două aspecte pe care îmi permit, cu cunoștințele mele de telespectator împătimit după fotbal, să le evidențiez. Faptul că Milner urcă foarte mult din postura sa de fundaș de bandă, e prezent foarte, foarte mult în jumătatea adversă, iar Henderson, un jucător pe care îl știam, coborând, ajutând foarte mult apărarea din acea structură de trei aflată în spatele vârfurilor, sau de doi închizători, depinde de așezarea tactică, Henderson nu mai face fază defensivă ca pe vremuri, pare țintuit undeva la centrul terenului și doar acolo știe să joace. Cred că Klopp a observat sau știe toate aceste aspecte, iar Liverpool va crește în evoluții pe măsură ce probabil vor fi și transferuri în iarnă. Acum să recunoaștem că Liverpool are și un antrenor total neortodox, iar lucrurile care se întâmplă la Liverpool trebuie privite într-un mod foarte, foarte particular. Chelsea joacă în deplasare la Sunderland, prieteni, și ar putea fi un meci cu goluri, dar un meci în primul rând câștigat de Chelsea, care iată, are 9 victorii la rând în campionat. Nu s-a mai întâmplat asta de pe vremea lui Mourinho din primul mandat. E bine, Sunderland vine și ea după un meci spectaculos, dar pierdut la Swansea, 3-0. Da, știi ce vorbeam noi înainte de statul sezonului, că Chelsea sub comanda lui Conte nu va fi o formație ofensivă? Nu este o formație ofensivă, să fim serioși, deși are 33 de goluri marcate. Acum ai spune pragmatică mai degrabă. Exact, da. Este o formație pragmatică, este o echipă care știe exact în contract adversarului din respectivul meci câte goluri trebuie să marcheze pentru a se impune. Dacă două goluri sunt suficiente, Chelsea atât marchează. Dacă are nevoie de trei sau mai multe, e super bine. Dacă are nevoie de o singură reușită, cum s-a întâmplat cu West Brom, când Diego Costa a fost din nou
salvatorul lui Chelsea sau în sfârșit omul care a adus punctele, atât s-a marcat. Îmi place Chelsea și în condițiile unui program lejer, nu e calificată printr-o cupă europeană, e odihnită, e liniștită, pentru că după un sezon anterior extrem de slab, Chelsea acum are mână ceva mai liberă din partea lui Abramovich. Cred că se îndreaptă ușor, ușor către un titlu care cred că, da, bine, vorbim mult prea pe viitor, dar cred că are cele mai bune șanse la titlu, mai ales că Arsenal, Liverpool, City, United, Tottenham au niște oscilații groaznic de spălătoare pentru față. E adevărat, cea mai constantă echipă de până acum, nu întâmplător, e pe locul întâi. West Ham primește vizita lui Burnley și dacă ne uităm la West Ham, pe care o consideram la începutul sezonului, pe vremea când juca cu Astra, dacă ne aducem aminte, o consideram posibilă mare forță a campionatului. E bine, ne uităm și la un moment dat ne speriem, pentru că omul nu vedem pe nicăieri. E abia locul 13. Nu locul 13, pe locul 15. 17. Da. Cu 13 puncte până acum, e prima deasupra liniei retrogradării. A ajuns foarte, foarte rău această echipă simpatică, dar iată, are un plus de moral după egalul cu Liverpool. Da, West Ham a făcut două mutări proaste în această, nu proaste, normale, dar în detrimentul clubului. Și-a schimbat stagiorul, nu mai joacă pe fosta arenă, cea unde a obținut foarte multe performanțe, a avut și dezamăgiri, dar în sfârșit era stagiorul propriu. Și pe de altă parte, nu și-a vândut jucătorii care voiau neapărat să plece. Acest lucru a contat, acești jucători. E bine la West Ham, e foarte bine în capitala Angliei, banii sunt frumoși, dar alte sume se încasează la cluburile mai mari și cred că West Ham plătește tribut acestor două situații. Totuși, e absolut inexplicabilă situația în care se află West Ham cu un lot nemaipomenit, aș spune eu, cel puțin în comparație cu multe alte echipe din Europa, nu neapărat cu granzii din Premier League, dar cu multe alte echipe din Europa, zic că are un lot chiar... La nivelul lui Everton, cred eu. Deci, ar fi dacă nu, și mai bine, și poate. Mai bine, da. Exact. Bun. Burnley e o echipă care e extrem de slabă în deplasare, un singur punct obținut în acest sezon pe terenurile adverse. Probabil victorie West Ham și probabil un meci cu puține goluri, sub 3,5. 1.40. Crystal Palace, iată, joacă pe teren propriu cu Manchester United. Ambele marchează. Ne așteptăm la goluri aici, evident, pentru că vorbim în primul rând de Crystal Palace, nu neapărat pentru că vorbim de Manchester United. Deși și victoria din ultima etapă pe care a obținut-o cu Tottenham, Manchester United, evident, e un lucru de luat în seamă, de bun augur. Însă, să nu uităm că vorbim aici de Crystal Palace, echipa cu una dintre cele mai slabe defensive ale campionatului. 29 de goluri primite până acum. Da, Crystal Palace a început să joace ce știe mai bine. Nu e o echipă care să știe să țină de rezultat, să știe să-și abordeze fiecare adversar în parte așa cum trebuie. Joacă un fotbal frumos, ofensiv, ceva de genul hai să vedem ce ne iese în această partidă. Are un lot bun, nu va retrograda, sunt alte echipe cu necazuri acolo, necazuri mult mai mari. United... Ce contează la United este faptul că Mkhitaryan intră ușor, ușor în ritmul echipei, începe să se simtă pe teren, dacă și contribuie pe faza ofensivă acolo unde United a suferit enorm în acest sezon. Pe măsură ce Mkhitaryan se va integra și mai bine în construcția lui United, eu cred că diavolii vor începe să lege mai multe rezultate pozitive. United nu este o echipă ușor de învins, dar este o echipă care marchează foarte, foarte greu. Bun, uite, Sabin, mă uitam pe pagina asta de Facebook, noi acolo avem un topic special deschis pentru emisiune și în acel topic unul dintre telespectatori, Daniel Rusu, ne arată un bilet câștigător cu 2484 de lei câștigați de prietenul nostru, de telespectatorul nostru, care spune el că s-a inspirat din emisiune și a mai completat el cu câte ceva acolo. Excepțional, felicitări băiatului. Luță ne spune așa, Monaco 1, Lyon 1, Buidan Alexandru, Oysten de Ghent, ambele marchează, Gabriel Lucian, Chelsea, handicap minus 2, iată, victorie la cel puțin 3 goluri diferență în opinia lui Gabriel Lucian. Claudiu Mihalache, un alt respectator, ne scrie Wigan Newcastle, 2 soliși și... cred că trebuie să luăm în considerare și meciul ăsta, inclusiv ne mai spune el Crystal Palace, Manchester United, 2 solist, adică victorie United. City se bate la diferență de un gol, ne scrie și Valentin, un alt telespectator.
E bine, chiar la City ajunsese. Manchester City joacă cu Watford, probabil o victorie a formației gazdă și am încercat noi să mai mărim un pic cota. 1 și 2, 4 goluri în meci, o cotă de 1.70. Mai avem câteva detalii aici la partida asta, interesante, ai spune eu. Sergio Aguero și Fernandinho sunt suspendați la Manchester City. Kompany este accidentat, iar în acest moment, după acel 4-2 cu Leicester, iată, City a ajuns la doar la un palmares excepțional de prost, doar 4 victorii în ultimele 15 partide jucate în toate competițiile. Ce se întâmplă cu Guardiola, oare, Sabin? Nu știu dacă se întâmplă neapărat ceva cu Guardiola, cât cu faptul că a venit pe cai prea mari la Manchester City, toată lumea se aștepta. Aici să știi că nu sunt neapărat de acord cu tine. Ok. Hai să spun o mică idee. Guardiola când vine cu un sistem și eu cred că jucătorii pe care i-a găsit acolo... Poftim? Sistemul nu prinde. Prinde sau nu prinde, oricum e nevoie de timp să-l implementeze, dar oricum acum suntem în perioada în care e nevoie de timp să-l implementeze, deci nici nu m-aș fi așteptat să fie chiar nemaipomenit, era un miracol, pentru că eu consider că nu are jucătorii potriviți pentru ce vrea să facă, dar e și o filozofie cu care trebuie să-și convingă jucătorii, poate nu a reușit să-i convingă, oricum vom vedea în iarnă, cred eu, mutări interesante la City. Posibil, da, ai dreptate, e una dintre cele mai plauzibile variante. Posibil ca sistemul implementat pe care Guardiola dorește să-l implementeze să nu prindă în Premier League. Aici ar fi un mare necaz. Dacă a trecut prin Bundesliga, un campionat mult mai rupt între echipele tari și cele medii slăbute și a reușit acele performanțe cu Bayern München, să zicem că în Germania se joacă cam pe același stil cu Anglia, asta nu înseamnă că va merge și la City. Dar pentru a înțelege ce am vrut să spun, eu cred că pe umerii lui Guardiola este și o presiune imensă. S-au făcut și o serie de transferuri. Cere și mai mulți bani pentru transferuri și cu garanția că oricum va fi o echipă de vârf, oricum se va merge foarte departe în Liga Campionilor, oricum vor veni performanțele. Problema la Guardiola, dacă mă întreb pe mine, e următoarea. Ai două probleme când îl aduci pe Guardiola. Odată, în momentul în care îl aduci, trebuie să bagi mâna adânc în buzunar, probabil, și să aduci jucătorii de care are el nevoie și în același timp să-i dai timp să facă lucrurile să meargă. Iar apoi, după ce îți pleacă, iarăși un moment de mare cotitură, da. Pentru că e foarte greu să mai revii, n-ai cum să rămâi pe linia aceea, iar ca să revii la identitatea ta anterioară e foarte, foarte greu. Ai perfectă dreptate, iar Bayern simte din toate încheieturile acestea. L-au și adus pe Ancelotti, acum, exact. Scuză-mă, deci ce putea să aducă mai prost de atâta? Stai că spun acum, pe... Pe Pițurcă. Nu, pe cel care a fost la Manchester United, adus la Everton. Corect, ai dreptate. Bun, dăm voie să-ți mai citez rapid ca să nu intrăm în criză de timp câteva pronosticuri. Așadar, am vorbit de Manchester City. Stoke, Southampton, 1 cu handicap 0, dar vă sfătuiesc să nu pariați pe acest meci, prieteni. E o cotă de 2.23 pentru acest pariu. Variații mari de cote pe X și pe 2 solist, pe X solist și pe 2 solist, evident și pe X2. Sunt două echipe care sunt bune doar acasă, normal ne-am gândit la victoria lui Stoke, însă aceste variații de cote pe X și pe 2 mă fac să cred că cel mai bun sfat pe care vi-l pot da e să nu pariați pe acest meci. Întotdeauna trebuie să ne uităm la un meci până înainte, cu cât de puțin timp e posibil înainte să înceapă, pentru că altfel riscăm să apară variații de cote după ce am pariat și să nu mai putem face nimic. Bun, mai avem Tottenham, Hull, nu marchează ambele. Hull, penultima clasată, o echipă care joacă foarte prost în deplasare. Tottenham, până la urmă, rămâne o forță în Premier League. Și West Brom, Swansea, ambele marchează o cotă de 1.80. O partidă în care joacă locul 8 cu locul 18. Atenție! Cred eu că am putea încerca chiar un 1 solist. Ce zici, Sabin? Da, e un pariu bun.
este o diferență de valoare între cele două, dar atenție la Swans, o echipă care parcă dă semne de viață în ultima vreme, are sripit din atac. În rest, nu pare lucru, lebedele nu prea au arătat acest sezon. Lebedele, corect. Și lebedele sunt destul de slabe în deplasări. Asta, cred că asta e cea mai mare problemă a echipei până în acest moment. Ok, haide să mergem, prieteni, către următoarea rubrică, cea de alte ponturi, pentru că mai avem încă foarte, foarte multe ponturi pe care vrem să vi le prezentăm. Bun, Sabin, tu ești specialist pe Anglia, avem ceva meciuri din ligile inferioare, hai să le trecem în revistă foarte rapid. Ok, două partide din Championship, Nottingham cu Preston, peste 2,5 goluri în meci, avem o cotă bună, 1,90, și QPR, Queen Park Rangers cu Derby, X2,03 goluri în meci, eu cred că va fi X final aici, acest meci. Revante Vallecano, deja schimbăm țara, deci cantonatul 1-0-3 goluri în meci, o cotă de 1-53. Ăstende cu Gent, ambele marchează, o cotă de 1-64, să reținem acest pont. Atletico Național cu Kashima Antlers, meci de la campionatul mondial al cluburilor, 1 solist, o cotă de 1-70. Și Ismaili Asvan, 1 solist, Ismaili câștigă la o cotă de 1-67. Mergem puțin și în Cupa Belgii, avem din nou acel Ostende cu Gent, ambele marchează, dar mai avem încă două ponturi. Vareghem cu St. Truiden, peste două goluri asiatic, atenție, dacă se marchează exact două goluri, avem o miză returnată la o cotă de 1.39 și Charleroi cu Genk, 1X. Genk pe care trebuie să începem să o urmărim cu atenție, nu? Da, suntem cu ochii pe... Viitoarea adversară a Astrei. Exact. 2.75 are cota Astra pentru un succes în marșatură. Este un articol pe site la noi. Deci Charleroi, Genk 1X, cota 1.39. Ultimele trei ponturi din fotbal, Cupa Olandei și Cupa Ligii Franței, Zvolle Utrecht. Ambele marchează, cota 1.64. Feyenoord, Den Haag, gol în ambele reprize. Probabil Feyenoord va reuși chiar să marcheze în ambele reprize. Iar din Cupa Ligii Franței, PSG cu Lille. Pariem potriva stilului impus de Lille de-a lungul ultimelor 2-3 sezoane, peste 2,5 goluri în meci, o cotă de 1,74. Bun. Hai să-ți mai citesc câteva pronosticuri. Am mai primit câteva ponturi de la telespectatori. Daniel Rusu, am citit mesajul lui Daniel Rusu. Steaua solist fără emoții, ne scrie și Gabi Roșu. Iar Sergiu Manole ne spune că ne dă două ponturi. Hai să vă spun... Nu, un singur pont. Sunderland, Chelsea câștigă și se înscriu minimum 3 goluri în meci, o cotă de 1.72. Uite, omul a dat și ieri niște ponturi, au ieșit, e pe val acum și ne oferă pentru mâine pontul ăsta, Sunderland, Chelsea, 2 soli și cel puțin 3 goluri în meci. Laurențiu ne spune, Liverpool marchează cel puțin 2 goluri, Zaharia, Adrian, Danemarca, România, Victorie, România și Cristina Neagu marchează minimum 6 goluri, iar un alt telespectator, Marius Valentin, fii atent, a pus ponturile pe care le-am dat noi din hockey ieri la emisiune și a câștigat 1117,20 lei de bănuți. Felicitări. Dacă îmi permiți, Dani, am avut și noi un pont aseară. Da? Cristian Neagu marchează peste 6,5 goluri. Și l-au jucat oamenii, am primit o mulțime de mesaje. Da. Așa este. Așa este. Bun. Hai să mergem acum, Sabin, la ultima rubrica a emisiunii noastre, la penultima, la rubrica de alte sporturi și apoi mergem și la biletul zilei. Abia aștept să vă citesc meciul de futsal, dar întâi începem cu NBA, cu basket din campionatul nord-american. Phoenix Suns cu New York Knicks. Avem un pont pe formația oaspete pe New York Knicks. Doi solist, o cotă de 1.61. New Orleans Pelicans cu Golden State Warriors, peste 218,5 puncte, o cotă de 1.48. Și ajungem la futsal din campionatul intern. Ăsta e pontul pe care vreau să vi-l citesc. Târgu Mureș cu Timișoara, doi solist, o cotă de 1.70. Novak Ceaba, prietenul nostru care e specialist, colegul nostru de redacție, specialist în futsal, spune așa, ăsta e meci, pariul ăsta înseamnă bani pe jos.
Așa. Bani pe jos, la pariuri înseamnă câștig foarte facil. Să sperăm că așa e, o cotă nemaipomenită. Să nu vă mirați că în competițiile astea mai nișate găsiți cote foarte bune, pentru că bookmakerii nu dau atât de multă atenție, nici nu se pariază foarte mult acolo și întotdeauna e mai ușor de câștigat în astfel de partide. Și așa cum anunțam, am ajuns și la ultima rubrică a emisiunii, biletul zilei. Haideți să-l vedem și pe acesta. Bun, Sabin, spuneai tu, țineți minte meciul ăsta, l-am repetat de vreo 3 ori până acum, hai să-l mai spunem o dată. O să-mi de cu Jean Tambere marchează. Exact, ne-a plăcut de multe ori, l-am repetat. Da, trebuie să fie și câștigător, sau asta e ținta noastră, evident, cota 1.64 și Wigan cu Newcastle, 2 cu handicap 0, că tot aveam un telespectator care mergea foarte decis pe Newcastle, noi suntem ceva mai precauți, o cotă de 1.24 pentru acest pronostic, dacă va fi... Miza ne va fi returnată, iar cota finală acestui bilețel plăsmuit de noi este 2.03. Așa este, prieteni, vă sfătuiesc să intrați pe site-ul nostru, pe pariuri1x2.ro, acolo unde veți găsi toate aceste lucruri și multe altele explicate, analizate, detaliate, plus aveți 2 iPhone-uri 7 pe care le puteți câștiga pe pagina noastră. E foarte simplu, trebuie doar să vă înscrieți și intrați în concurs pentru tragere la sorți. Nu trebuie să faceți nimic, trebuie să vă înscrieți și atât de simplu e să câștigați unul dintre cele 2 iPhone-uri 7. Cam asta a fost emisiunea din această seară. Sper să ne vedem mâine, să ne revedem mâine cu zâmbetul pe buze, odată pentru că am câștigat la pariuri și odată pentru că Naționala României de handbal s-a calificat în semifinale. Doamne ajută, așa se întâmple. Sabin, îți mulțumesc frumos. Ne revedem mâine seară. Baftă la pariuri. Exact. Baftă la pariuri și ne revedem mâine seară, prieten, tot la ora 12.